Cinci nemțeni au fost sancționați contravențional cu amenzi totale de 10.000 de lei pentru transport ilegal de material lemnos. Oamenii au fost nevoiți să scoată din buzunare pentru plata amenzilor câte 2.000 de lei fiecare. O patrulă de ordine și siguranță publică din cadrul poliției orașului Bicaz a depistat în trafic pe strada Piatra Corbului o autoutilitare care transporta material lemnos. Din verificările efectuate s-a constatat că un bărbat de 35 de ani din Tașca transporta grindă și riglă de molid, fără a deține acte de proveniență și de transport pentru aproape 5 metri cub de lemn. Materialul lemnos în valoare de 1.850 de lei a fost confiscat și predat în custodia ocolului Silvic Bicaz. În cursul zilei de ieri, 5 persoane au fost depistate în trafic de către polițiști pe raza localității Bicaz și Hangu, transportând material lemnos fără documente de proveniență și transport. Polițiștii au aplicat în total amenzi în valoare de circa 10.000 de lei și au confiscat peste 14 metri cub de material lemnos. Lemnele pentru foc sunt la mare căutare, așa că polițiștii din cadrul postului de poliție Hangu au acționat în zona Sasu-Hangu, pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. În cadrul acestor activități, polițiștii au identificat două atelaje Hippo, conduse de către doi tineri de 22 și 24 de ani, ambii din Hangu, care transportau lemn de foc de esență fac fără a deține documente de proveniență. Totodată, în aceea zonă, a mai fost depistat un bărbat de 30 de ani, tot din Hangu, care transporta cu autoutilitară 1,5 metri cub lemn de foc esență fag, tăiat rondele în stare verde, fără a deține acte de proveniență sau documente comunitare echivalente acestora. În toate cele trei cazuri, materialul lemnos, în valoare totală de aproximativ 875 de lei, a fost confiscat și predat în custodia districtului Silvic Hangu, iar conducătorii de vehicule au fost sancționați cu amendă de 2.000 de lei fiecare pentru transport ilegal de material lemnos.